deșteptarea. Apropo de soare, el arde cu putere în continuare în Grecia, acolo unde premierul a fost nevoit să-și ceară scuze pentru modul în care au intervenit forțele de ajutor din Grecia. În același timp, pompierii români au fost lăudați de câteva publicații ELN, lucru care s-a viralizat și aici în România. Dar cum arată lucrurile la fața locului? Ce se întâmplă? Cum acționează ai noștri și cât de mare e acest dezastru? Ziarul Libertatea deschide și astăzi cu o corespondență din Grecia, acolo unde se află o echipă de jurnaliști. Este vorba de Maria Andrieș și Vlad Chirea. Noi suntem în legătură directă cu Maria Andrieș, care ieri a fost în insula Evia. Bună dimineața, Maria! Bună dimineața! Bună dimineața! Și colegul Cosmin Nistor. Suntem trei oameni în echipa Libertății, operatorul. Ce ați văzut, ce ați văzut ieri în insula Evia, acolo unde e cel mai mare foc? Imaginea zilei de ieri, am găsit-o spre seară, este cenușă de brad la malul mării. Este, nu se întâmplă foarte des să vezi așa ceva, pentru că Evia are un relief spectaculos, adică muntele de direct în mare, acolo unde a ars pădurea, vântul a purtat cenușa în valuri, valurile o poate la țărm, deci în loc de algele pe care le găsim la noi pe litoral, mai ace de brad arse cenușă. Focul e a ajuns în mare. Am văzut, ieri am mers prin satele, sunt mai multe sate vegheate, ca să spun așa, de pompierii români. Pompierii români sunt sub comanda sau ascultă de indicațiile colegilor eleni și se duc acolo unde li se spune. Deci au stat într-o zonă unde focul s-a redus ca intensitate, mai sunt focare izolate pe care pompierii noștri urcă pe versant și le sting cu apa pe care o cară în spate. Ce am văzut? Am văzut ferme distruse, câteva animale aici și acolo rămase la mila vântului sub pomi. Fermierii greci au preferat să-și lase animalele în urmă și să plece. Bine, noi avem o imagine despre, nu sunt efectiv zone intens locuite aici în insula Calivia, în insula Evia. Sunt localnicii și închiriază, mulți dintre ei și închiriază locuințele pentru turiști, iar fermele sunt pur și simplu niște, mă rog, îngrădituri, unde sunt niște capre, niște oi, nu foarte multe, cu niște grazuri improvizate, care par improvizate, dar ei n-au problema iernilor grele ca la noi să-și facă construcții solide. Deci animalele sunt verificate din când în când, se pune apă și sunt lăsate acolo în lângă pădure, chiar la baza munților. Și așa, asta am întâlnit ieri. Am văzut capre destul de speriate care tăiau calea autospecialelor de pompieri. Trebuiau să claxoneze pompierii pentru că nu puteau să treacă peste ele. Am văzut oameni care s-au întors, greci, s-au întors să vadă dacă e în regulă. Au revenit din locurile unde au fost evacuați, s-au întors și am văzut oameni care stăteau la tavernă și încercau să-și reia viața normală, copiii care se jucau în piese, bicicletele. Iar copiii români, așa. Nu avem o imagine exactă. Cât de mult a ars, de fapt, în această zonă? Presa elenă scrie de 12% din suprafața împădurită a Greciei a dispărut în aceste incendii. Insula Evia este o insulă trei sferturi sălbatică, deci sunt zone unde nu cred că prea descalcă un picior de om. Este împădurită aproape 90% din ea. E doar pădure. Cum apreciază, dacă e pădure greu accesibilă. Cum apreciază localnicii intervenția românilor sau ce fel de relație s-a stabilit între ei? Da, între ei, ca să citez într-un voluntar cu care am discutat, un voluntar elen care împărțea alimente și apă ieri, spunea, sigur că noi suntem foarte ospitalieri când ne arde
casa. Ei oscilează între recunoștința față de pompierii din alte țări care au venit să-i ajute și furia față de autoritățile elene. Spun că au prea puțini pompieri, nu fac față, nu monitorizează eficient, nu au prevăzut că e posibil să apară atâtea focare dintr-o dată de incendiu, nu investesc suficient în tehnică și adevărul este că am văzut-o, erau pe patrulă cumva în paralel și pompierii eleni, cisterna pompierilor eleni ruginită, pe când autospeciale noastre și cisternele noastre sunt nou-nouțe sau sunt strălucitori de roșii și noi și moderne. E adevărat că au avioane și elicoptere care sunt folosite pentru stingerea incendiilor, dar aici, pe insula Evia, se plâng oamenii că au fost trimise prea puține și prea târziu pentru a avea vreun impact. Reportajul vostru complet, să spunem că este în ziarul Libertatea, sunt mai multe și foarte multe fotografii și interesante și frumoase, deși ele descriu o dramă. Spune-mi doar atât, astăzi încotro mergeți, ce vreți să vedeți astăzi sau care mai este zona afectată? Astăzi, noi suntem, cartierul nostru general, suntem în cazațiunea Tena și cumva Calevia se află la două ore. Calevia și Patare, satele unde sunt românii, se află la două ore pe insulă. În Atena miroase radar. Asta miroase în toată zona asta unde sunt incendiile și e un miros ciudat pentru că e vară și miroase a Crăciun aici. Vrem să mergem pentru a... Am văzut pe unde a trecut focul și pe unde veghează pompierii români. Vrem să mai discutăm și cu ei, să vedem cum fac față, pentru că este foarte obositor să fie zi de zi, patrulează și noaptea, zi de zi, să stai, să umbli prin păduri, prin cenușă, practic, umblă prin jar, ca să vadă unde ar mai putea izbucni focul. E escaladează și nu e foarte ușor cu hainele specifice meseriei să urce acolo pe munte. Și vrem să ajungem în partea insulei aflată mai aproape de Mare Nord, la Camatriades, unde oamenii, unde localnicii s-au mobilizat și unde încă există amenințarea incendiului în localitate. Maria, să vedem cum reacția... Maria Andrieș este corespondentul Libertății în Grecia. O puteți urmări, mulțumim tare mult, Maria, o puteți urmări în continuare pe pagina Libertatea sau cumpărând ziarul, ceea ce e un gest... Poate ar fi și mai bine. Și ca toată planeta ne uităm și noi la ce se întâmplă în Grecia și în alte zone afectate de aceste incendii care, atenție, sunt de-abia în anii de început. Pe lângă faptul că am aflat din nou pompierii noștri se descurcă minunat la fața locului, am mai aflat un lucru, avem mașinile de pompieri mai frumoase decât cele ale grecilor. Nu vreau să fiu rău, dar îți dai seama că am trimis ce avem mai bun, adică sunt convins că dacă ei la bani mărunți... Păi am trimis ce e mai bun, se pare, și la capitolul mașini și la capitolul profesioniști. Da, exact. Deșteptarea